Bună ziua tuturor! Astăzi am avut o ședință de guvern încărcată, unde am aprobat peste 30 de hotărâri de guvern care vin să îmbunătățească viața cetățenilor din această țară. O să prezint câteva dintre aceste proiecte, cele mai importante, iar pe final, viceprim-ministru pe digitalizare, Iurie Țurcanu, va vorbi despre hotărârea aprobată în ședința de azi cu privire la modul de reglementare a proceselor de interacțiune între guvern, cetățean și business, precum și soluții de ajustare și digitalizare a cadrului legal existent. În primul rând, am aprobat, în conformitate cu legea și cu tuma existentă, planul de acțiuni a Guvernului pentru anii 2021-2022. Acest plan de acțiuni conține 24 de domenii de activitate și asigură realizarea obiectivelor programului de guvernare Moldova Vremurilor Bune, precum și a angajamentelor internaționale ale Republicii Moldova. Acest plan de acțiuni a fost pe larg consultat și discutat cu diversi actori interesați încă la începutul lunii septembrie și, de fapt, reprezintă operaționalizarea lucrului tuturor ministerilor și autorităților publice. Aici avem cele mai importante soluții, atât în reforma justiției, combaterea corupției, debirocratizarea activității economice, măsuri de ordin social în domeniul sănătății și așa mai departe. De asemenea, am aprobat o hotărâre de guvern care susține angajarea persoanelor cu disabilități. Deci au fost adaptate anumite solicitări, cerințe și noțiuni pentru a încuraja angajatorii să ofere locuri de muncă persoanelor cu disabilități și am crescut și subvenționarea salariilor de la 30% la 50%. O altă hotărâre importantă se referă la secretul offshore. Am decis anularea acestui secret pentru a asigura o transparență maximă în activitatea companiilor din Republica Moldova. Această hotărâre de guvern prevede că va fi publicată lista beneficiarilor efectivi ai tuturor companiilor cu fondatori în jurisdicții care nu asigură transparența, iar informația despre aceste companii și beneficiarii finali va putea fi accesată pe toate platformele existente de publicare a datelor deschise despre companii. Aceasta este în special important atunci când în Moldova avem numeroase scheme de corupție care au fost implementate anume prin utilizarea companiilor offshore. Și aceasta va aduce transparentizare în activitatea companiilor. De asemenea, foarte important, guvernul a redus tariful pentru efectuarea testului COVID-19 în laboratoarele din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice. Dacă anterior o analiză sau un test prin metoda PCR costa 755 de lei, acum va costa 300 de lei. De asemenea, a fost introdus un serviciu nou pentru testarea rapidă, care va costa 35 de lei. El nu include costul testului rapid, dar vedeți că este un serviciu destul de ieftin. Sperăm foarte mult ca aceasta să ducă și la ieftinirea testelor în sistemul privat. De asemenea, am aprobat astăzi lista laureaților din anul curent a Premiului Național. Câștigătorii au fost desemnați prin vot secret de către membrii Comisiei pentru decernarea Premiului Național în cadrul ultimei ședințe convocate. Vreau să reamintesc că guvernul anual decernează până la 10 premii naționale pentru realizări remarcabile care au îmbogățit substanțial știința, tehnologiile, cultura, arta și sportul și au contribuit la promovarea imaginii pozitive a țării pe plan internațional. Această hotărâre de guvern vine un pic mai târziu în ciclu de planificare anual și
deci nu, nu vom reuși din cauza contextului pandemic realizarea galei, dar ne vom asigura că banii publici sunt reorientați pentru alte activități și acțiuni care merg spre beneficiul cetățenilor. De asemenea, ați văzut că guvernul a vizat un proiect legislativ care va permite antreprenorilor să-și înregistreze afacerea la distanță. Este hotărârea de guvern de, sau decizie despre care am vorbit chiar de la început și despre care va vorbi mai detaliat domnul Țurcanu, dar este un element important de interacțiune la distanță a business-ului cu statul, este, vine și în susținerea antreprenorilor care sunt în diasporă, vine și în susținerea antreprenorilor care vor să-și desfășoare afacerea la distanță în contextul pandemic. Este un, deci, un proiect legislativ așteptat de mediul de afaceri. Înainte ca să-i ofer cuvântul domnului Țurcanu, vreau să anunț că astăzi am convocat ședința Comisiei pentru Situații Excepționale pentru a analiza situația pe piața gazelor naturale, dar și pentru a stabili un regim de pregătire mai avansat al instituțiilor statului și întreprinderilor din sector față de scenariile pe care lucrăm. Negocierile cu Gazpromul continuă, ele nu sunt simple, din motive obiective. La nivel global există o creștere fără precedent a prețurilor la gaz natural, dar și la alte resurse energetice. Ne dorim o prelungire a contractului în condițiile care au existat anterior. Partenerii noștri de negocieri au alte cerințe și așteptări și cred că în săptămâna care vine multe lucruri se vor clarifica. În același timp, ne pregătim și de scenarii alternative, care ar implica importul gazelor naturale din alte surse, folosind interconectările existente cu Ucraina și România. Cert este că nu vom rămâne fără gaz natural, problema se pune în prețul pe care îl vom achita. La ședința Comisiei voi audia împreună cu membrii Comisiei situația la zi și voi da indicații să fie verificate toate rezervele de la întreprinderile din sector, să fie inspectate capacitățile întreprinderilor și instituțiilor strategice. La fel vom discuta în ce măsură putem crește compensațiile și ajutoarele pe perioada rece a anului ca să fim pregătiți să compensăm eventualele creșteri ale tarifelor. Vreau să asigur cetățenii că guvernul va fi alături de ei și vom elabora programe țintite pentru familiile social vulnerabile. Această ședință a Comisiei pentru Situații Excepționale e programată pentru ora 5, imediat după această conferință de presă și după această ședință, viceprim-ministru Andrei Spânu va prezenta într-un briefing deciziile luate în cadrul Comisiei. Și acum îi ofer cuvântul domnului Țurcanu. Vă mulțumesc frumos, doamnă prim-ministru, bună ziua! Astăzi, Guvernul a aprobat avizul la proiectul de lege privind modificarea unor acte normative înaintat cu titlul de inițiativă legislativă în comunitatea de afaceri, fiind cunoscut sub titlul de pachetul digitalizării 1. Este un proiect consultant elaborat împreună cu toate comunitățile de profesioniști, comunitățile de business, pe platforma Consiliului Economic, cu concursul Ministerului Economiei, a mai multor organizații, a mai multor instituții de profil. În total, acest proiect prevede modificarea a circa 30 de acte, mai exact a 28 de acte normative, care în total vin să reglementeze interacțiunea dintre business și stat, dintre cetățeni și stat, dintre business și consumatorii lor, astfel încât această interacțiune să fie una mai facilă, una mai simplificată. Inițiativa acestui proiect a luat naștere pe timpuri de pandemie, atunci când am fost impuși să interacționăm de la distanță. Nu este o taină că ne-a luat această pandemie
pe nepregătite din punct de vedere legislativ, iată că guvernul astăzi a aprobat acest aviz care vine să seteze clar accentele în legislație, accentele în procesul organizațional, astfel încât noi să putem să oferim confortul necesar antreprenorilor și să dăm o reziliență acelor procese economice pe care vrem să le susținem foarte mult. Ce vizează acest proiect de lege? În primul rând, țintim în depășirea impedimentelor privind interacțiunea la distanță cu autoritățile publice. Toate documentele despre, pe care le eliberează autoritățile publice, prestatorii de servicii, și aici vorbim de certificate, extrase, tot felul de avize, să fie eliberate în format electronic, să fie acceptate de autorități în format electronic, nestingerit, fără discriminări, fără abuzuri din partea autorităților. Totodată, aici se înscriu și emiterile deciziilor în rezultatul unor procese administrative, unor notificări în format electronic. Deci să admit canalele de notificări electronice pentru comunicare offline cu consumatorii. După cum a menționat și doamna prim-ministru, acest proiect de lege prevede și înregistrarea afacerilor la distanță, mai mult și modificarea actelor de constituire, actelor ce țin de înscrisurile privind afacerile de la distanță, astfel încât să nu fie necesară prezența fizică la ghișeu. Aici vorbim nu doar de interacțiunea cu Agenția Servicii Publice, cu Departamentul de Înregistrare a Afacerilor, dar și vorbim de acele proceduri notariale care, de fapt, au fost excluse din necesitate, nu mai sunt necesare în înregistrarea afacerilor. Un tratament deosebit îl are în acest proiect de lege semnătura electronică, întrucât este instrumentul fundamental în ceea ce înseamnă interacțiunea de la distanță. În primul rând s-au dat mai multe clarificări, fiindcă documentul electronic nu are original și copie, deci s-au făcut aceste rectificări. S-a făcut claritate în ceea ce înseamnă înscris. De multe ori acest înscris înseamnă document pe hârtie. De fapt nu este așa, s-a făcut clarificările respective, dar totodată s-a venit și cu o serie de încurajări prin cadrul normativ de a utiliza semnătura electronică în toate rapoartele dintre stat și mediul de afaceri, dintre stat și cetățeni, dintre mediul de afaceri și partenerii lor, astfel încât inclusiv în rapoartele de muncă. Deci, prin implementarea acestui proiect va fi posibilă semnarea contractelor de muncă dintre angajați și angajatori de la distanță, fără limite, fără niciun fel de impedimente birocratice de alt soi, și aceste contracte sunt recunoscute cu forță juridică deplină în instanțele noastre. La fel, un element absolut important este alinierea prevederilor privind legislația cu protecția datelor personale la legislația europeană. Au fost excluse niște practici pe care Uniunea Europeană nu le mai aplică de mult, cel practica de notificare sau înregistrare prealabilă în calitate de operator de date cu caracter personal. Ori acest exercițiu constituia o barieră birocratică foarte semnificativă pentru mediul de afaceri, întrucât toți agenții economici care cel puțin au angajat o persoană și au avut acces la datele personale ar fi trebuit să înregistreze în modul convenit conform legislației actuale, nu și cele pe care noi o susținem astăzi. Deci această înregistrare se exclude, la fel și se facilitează ceea ce înseamnă consimțământul exprimat de subiecții datelor personale. Atunci noi, când interacționăm de la distanță cu instrumente digitale, nu dăm consimțământ înscris așa cum îl percepe legea astăzi, adică pe hârtie, dar putem să exprimăm acest consimțământ în orice formă prin care este certificată voința noastră în mod expres. Aceste și mai multe alte detalii, inclusiv intervenții pe codul administrativ și codul imediat codul contravențional, vin să disciplineze toate structurile statului pentru a respecta aceste relații de la distanță atât de necesare mediul de afaceri. Cu orice alte detalii vom veni pe site-urile resursele informaționale guvernamentale cu explicații suplimentare ce prevăd
punct cu punct aceste modificări în aceste 28 de acte normative. Vă mulțumesc. Mihaela Tabarcea, ProTV.media. Doamna Găverliță, astăzi Small Street a scris că Moldova a majorat în ultimele 24 de ore importul de energie electrică din Ucraina. Vrem să știm dacă cunoașteți despre aceasta și de ce s-a recurs la asta. Deci, la moment, noi întreprindem toate măsurile necesare pentru a gestiona situația pe piața energetică și atunci când există anumite decalaje sau probleme, deci compensăm cu furnizarea din altă parte. Deci noi ne preocupăm de accesul cetățenilor la energia termică, energia electrică și trebuie să spunem că chiar dacă merg aceste negocieri, chiar dacă există această problemă pe piața gazelor la nivel internațional, aceasta nu afectează imediat tariful și guvernul este pregătit, guvernul gestionează situația și guvernul elaborează scenarii și programe de susținere a populației pentru a face față acestei crize. Despre detalii tehnice îl veți putea întreba pe domnul Spânu după ședința Comisiei Situații Excepționale. Și să știm dacă la moment Gazprom reduce livrările de gaz sau deja au fost reluate. Deci avem anumite subiecte legate de cantitatea de gaz care este furnizat. În același timp nu avem probleme de livrare la moment. Presiunea este obișnuită. Financial Times a scris astăzi că Moldova a solicitat ajutor din partea Uniunii Europene privind după ce Gazprom a redus livrările de gaz. Vrem să știm dacă ați solicitat, cu cine ați discutat în acest sens. Într-adevăr, guvernul este foarte activ în gestionarea acestei situații. Deci, în primul rând, am fost activ în negocieri. Acum, în contextul acestor creșteri pe care le vedem pe plan internațional, pregătim alternativele posibile. Deci, în primul rând, pregătim căi alternative de acces la gaze naturale și energie electrică și pregătim pachete de subvenționare sau suport. Deci trebuie să avem suficiente resurse, atât din bugetul de stat, cât și din partea potențialilor, deci parteneri internaționali, ca să ajutăm populația țării cât mai bine posibil. Și aici aș vrea să menționăm că noi discutăm despre o situație la zi, dar ea arată cât de corectă este politica de diversificare a căilor de acces și de asigurare a securității energetice. Iată că acum nu avem probleme de acces, deci avem conectări din mai multe surse și putem accesa aceste resurse deci, din mai multe surse. Mulțumesc. Și o întrebare către domnul Țurcanu. Când va fi lansată acea aplicație de monitorizare a persoanelor care trebuie să stea în autoizolare sau care au venit de peste hotare și nu au prezentat un test negativ sau nu au vaccin? Se lucrează acum la această aplicație. O așteptăm orientativ pe la începutul lunii decembrie. În momentul în care o să acumulăm suficiente informații, fiindcă astăzi provocarea cea mare este de a acumula și a contrapune multitudine de informații care vin din diferite surse. Nu este atât în funcțional, dar în cui, de unde luăm date și cui le distribuim pentru ca această monitorizare să fie una cu adevărat eficientă. Mulțumesc. Bună ziua, Sergiu Gurdiș, Televiziunea Prime. Doamna Găvrăliță, se ieftinesc testele PCR la instituțiile publice. Ați spus dumneavoastră, sperăm să se ieftinească și în instituțiile private. Este real acest lucru? Ar trebui să se ieftinească și cum poate guvernul să, având în vedere că se ieftinesc aceste dispozitive radioactive? Deci, în primul rând, am adoptat această hotărâre de guvern pentru instituțiile publice, pentru că acolo
putem în mod direct și rapid interveni. În același timp, împreună cu colegi din Parlament, au avut, deci s-a făcut analiza prețurilor, importurilor, deci cantităților importate, și vom veni neapărat cu politici adiționale pentru a asigura un preț echitabil la teste PCR și teste rapide. În instituțiile private. Și în instituțiile private. În prezent, cetățenii care intră în localuri trebuie să prezinte buletinul sau copia buletinului. Sunt anumite întrebări referitor la cine verifică atunci când intră în local și dacă nu pot fi încălcate datele personale, dacă accesul la datele personale pot fi comise anumite ilegalități. Vrem să știm dacă s-a consultat această măsură la guvern și dacă pot fi anumite probleme. Deci, atunci când se solicită testul, este normal să se solicite și documentul de identitate. El poate fi pe telefon, deci o fotografie, este o verificare de bun simț, se face în toate țările europene. Comisia Națională pentru Sănătate Publică are deci baza legală pentru a adopta asemenea decizii. Eu vreau să vă spun că în această perioadă controalele au crescut în localuri, spații publice, au crescut cu circa 400% și conform legii, dacă în cadrul acestor controale polițiștii nu pot identifica persoana, este procedura de însoțire a cetățeanului la sector pentru identificare. Și prin această măsură, de fapt, vrem să economisim și timpul cetățeanului și timpul polițistului și să, deci, să fie mai ușor identificarea persoanei în cadrul controalelor polițiștilor, în afară de această verificare la local. La intrarea în local poate să verifice cineva din cadrul acestui local și dacă nu există, nu poate să fie persoane cu intenții, mă rog, poate nu chiar. Este o măsură de bun simț care se aplică în toate țările europene, deci se prezintă certificatul de vaccinare și fotografia buletinului. Referitor la indemnizația pentru medici de 16.000 de lei, dacă cunoașteți până prezent câți medici au beneficiat de această... Nu am aceste date la moment, vă puteți adresa la Ministerul Sănătății și cu siguranță vă vor furniza aceste date. Sunt medici care nu vor să se vaccineze, sunt medici care poate au contraindicații. Cum putem, nu vor primi această indemnizație sau cum putem să apreciem efortul pe care l-au făcut ei în această perioadă și sacrificiul pe care l-au făcut? Deci nu este vorba despre cei care au contraindicații, deși trebuie să spun că foarte puțini au contraindicații. Toate studiile care s-au făcut până acum arată că riscul este mult mai jos pentru efecte adverse. Deci vreau să repet că în sistemul medical 95% din medici sunt vaccinați, 88% din toți lucrătorii medicali sunt vaccinați, vaccinele sunt disponibile, sunt persoane în prima linie care sunt supuse riscului sporit și trebuie să avem o abordare foarte serioasă față de vaccinarea celor care sunt expuși riscului. Deci decizia anterioară că acești medici care nu vor să se vaccineze nu vor primi această indemnizație rămâne în vigoare, adică nu... Deci această indemnizație a fost oferită atunci când nu era disponibil vaccinul. Acum, deci riscul sau gradul de risc la care sunt expuse persoanele poate fi redus prin vaccinare. Ultima întrebare. Bașcanul Găgăuzie Irina Vlah susține că nu este consultată suficient valoarea deciziilor în cadrul guvernului. Cum comentați această declarație? Este adevărat și dacă există anumite probleme de comunicare? Am comunicat cu doamna Vlah săptămâna trecută. Într-adevăr, n-a fost la ședințul guvernului. Înțeleg că au fost probleme de sănătate, deci rămânem deschiși adică ca să sunt probleme discutăm. În comunicare, cum spun. Dumnezeu nu din partea noastră. Consultată suficient în cadrul la luarea deciziilor. Deci, doamna Vlah o să vină la ședințele guvernului, o să ne întâlnim, o să discutăm, nu văd nicio problemă, noi suntem deschiși.
Bună ziua, Mihaela Ursu, TVR Moldova. O întrebare pentru premierul Gavrilița. Vedem în ultima perioadă foarte multe demisii din funcții importante. Doar astăzi avem 3, la Molțilva, Metal Feroz și la PC Pox. Cum comentați demisiile și dacă au fost cerute de la ei careva rapoarte de activitate? Mulțumesc. Este un proces normal. Eu cred că majoritatea cetățenilor s-au așteptat poate chiar mai devreme la anumite demisii, mai ales atunci când în spațiu public au apărut careva suspiciuni referitor la activitatea întreprinderilor sau autorităților pe care le reprezintă, mai ales atunci când au fost investigații jurnalistice. Deci ne-am așteptat la un răspuns, la activitate, la apărarea intereselor cetățenilor. În privința rapoartelor de activitate, trebuie să întrebați instituțiile vizate. Doar Măceac, Agenția Sputnik. Doamna Gavriliță, vrem să vă întreb în legătură cu discuțiile cu Gazprom. Dumneavoastră, adică guvernul, a adoptat astăzi acest plan de acțiuni pentru anii următori. Și în acest document, guvernul apare ca o, să spunem așa, ca un mediator între Moldova Gaz și Gazprom. Considerați dumneavoastră că poziția guvernului ar trebui să fie de mediator sau de participant activ? Și dacă nu considerați faptul că discuțiile cu Gazprom ar trebui ridicate la un alt nivel politic? Deci, în primul rând, la prima parte a întrebării dumneavoastră, guvernul este parte a Consiliului de Administrare, guvernul se implică în negocierea, deci în cadrul acestei întreprinderi. De asemenea, guvernul, deci în mod normal, interacționează cu toți partenerii și discută subiectele la zi. De aceea suntem în proces de negociere, inclusiv pe paliera guvernamentală. O eventuală, să spunem, discuție între, la nivel de prim-ministru sau de președinte de stat, o vedeți în continuare cu Gazprom sau mergeți pe varianta discuțiilor tehnice mai mult? Noi credem că este vorba despre discuții tehnice, dar suntem deschiși pentru discuțiile politice dacă sunt solicitate și discutăm în mod de lucru normal atunci când vor fi anumite știri, evident, le vom face publice. Da, o două întrebări în legătură cu această decizie legată de testul PCR în instituțiile publice. Guvernul a făcut o estimare a impactului referitor la această decizie luată de astăzi, pentru că ce avem noi este că majoritatea cetățenilor, inclusiv funcționarii, se duc la clinici private și fac aceste teste PCR. Ele sunt mai calitative, mai sigure. Dacă ați făcut o inventariere a laboratoarelor de stat, în general, pentru că ați redus taxa și cum vedeți impactul sau decizia pe care ați luat-o astăzi? Este un impact foarte bun. Ieftinirea testelor PCR și testelor rapide este în beneficiu cetățenilor. Aceste teste în instituțiile publice sunt făcute calitativ. Acolo unde nu sunt făcute calitativ, există mecanisme de verificare în cadrul sistemului de sănătate. Eu cred că sunt vești bune pentru cetățeni. Mâine, la sfârșitul săptămânii, urmează să aibă loc o reuniune a șefilor de stat, CSI și a miniștrilor de externe. Vreau să vă întreb dacă guvernul a delegat pe cineva sau Republica Moldova va reprezenta la acest forum. Eu voi reprezenta Moldova la acest forum. La reuniunea șefilor de stat. Da. Și încă o întrebare, a fost o informație săptămâna trecută că urma la Chișinău să vină o misiune a Fondului Monetar Internațional și vreau să vă întreb dacă ați discutat cu delegația FMI, a fost o informație în spațiu. Cu siguranță, da. Deci Fondul Monetar Internațional se află în misiune în Moldova, suntem în plin proces de negociere,
și sperăm să venim cu vești bune pentru cetățeni referitor la finanțarea pe care o vom obține în următorii 3 ani, în cel mai scurt timp. Mulțumesc! Thank you.